Emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi vom vorbi despre un subiect destul de tehnic pentru domeniul cunoașterii în general. Pentru că am ales să vorbesc despre radiestezia în afaceri sau despre aplicațiile radiestezice pe care le putem face în afaceri. Însă este un subiect care este de interes pentru orice antreprenor, pentru orice persoană care are o inițiativă privată, chiar și persoane liber profesioniste, freelancer și așa mai departe, după cum poate fi de interes pentru oricine are o carieră în domeniul afacerilor, ceea ce atinge foarte mulți dintre noi. Până acum, radiestezia nu a avut în spațiul public și ca și ofertă pentru publicul larg o propunere către domeniul afacerilor sau către alte domenii specializate. O să încep cu un preambul înainte de a vorbi despre aplicațiile pe care radiestezia le poate avea în domeniul afacerilor și sigur aceasta este o emisiune de deschidere a acestui domeniu și o să spun că radiestezia în lume are puncte, școli care au vechime de aproape 100 de ani sau foarte multe zeci de ani. Există așa numite reprezentanțe sau centre de radiestezie în Statele Unite, în Marea Britanie, care au o vechime foarte mare, aproape de 100 de ani. M-am uitat puțin să văd ce activitate au aceste centre și, într-o anumită măsură, ceea ce am putut să observ, sigur, la o primă privire, este că studiază niște lucruri care s-au studiat și în România după 90, însă cel puțin în România, unde cunosc mai bine domeniul, lucrurile au rămas undeva înțepenite la un anumit nivel. Am avut o emisiune anterioară în care am vorbit despre istoricul radiesteziei în România și despre ceea ce înseamnă radiestezia mileniului 3 sau radiestezia viitorului. Și în acea emisiune am explicat pe larg, chiar nominalizând anumite persoane care au avut o contribuție importantă la aducerea acestui domeniu în România, la popularizarea lui după 1989. Și reiau foarte pe scurt faptul că consider un lucru foarte benefic că această cunoaștere a pătruns și în România după 90, da? Era în alte țări de multe zeci de ani, 50-70 de ani în urmă, dar a intrat și România, să spun, pe harta țărilor în care se studia acest domeniu radiestezia. Mai mult decât atât, noi românii avem și un avantaj, așa cum l-am văzut eu, față de celelalte țări care studiază practic radiestezie, au centre de radiestezie, cursuri și așa mai departe, și anume avem un instrument mai sofisticat care a fost inventat de un român și care are drumul său mai departe. Acest instrument este ansă și din punctul meu de vedere este un instrument mai elegant, mai sofisticat și mai util decât alte instrumente radiestezice care se folosesc de zeci de ani, precum diverse echiere, pendul și așa mai departe. Însă, ca orice lucru pe lumea aceasta are două fațete, ca orice monedă are două fețe. Pe de o parte a fost latura pozitivă a faptului că niște oameni au avut suficient de multă experiență de viață, suficient de multă expunere către ceea ce se întâmplă în lumea largă, posibilitatea de a călători, poate înainte de 1989 și de a intra în contact cu alte culturi, cu alte forme de cunoaștere, poate chiar cu anumite școli de radiestezie din străinătate. Și
au putut aduce acest domeniu și în România, ba chiar să inventeze unii dintre ei, în cazul acesta, lucruri importante în radiestezie, precum un instrument elegant, cum este ansa. Dar asta a venit la pachet și cu alte lucruri care țin de un istoric, și anume faptul că acești oameni s-au născut și au trăit în perioada comunistă într-o anumită mentalitate și au trăit o viață, 10 de ani, 50, 60 de ani, 40 de ani. Au fost formați într-un anumit sistem, în anumite valori, într-o anumită înțelegere a lumii, a vieții, a relațiilor interumane și așa mai departe. Asta a condus către a-și pune amprenta pe domeniul respectiv, raportat la experiența celor care au adus acest domeniu în România și l-au popularizat. Iar asta aduce după sine și foarte multe limitări, mai ales că domeniul a rămas înțepenit în trecut, la nivelul anilor 90. Mai este un aspect care nu ține de trecut, nu ține de istorie, ci ține de personalitatea fiecărui om, a fiecărui fondator, a fiecărui lider de școală spirituală. Și în cazul de față, în domeniul acesta, au fost niște oameni care au avut o abordare de așa manieră încât la umbra lor nu a crescut nimic. Au avut discipoli străluciți, unii dintre ei, dar n-au reușit să gestioneze lucrurile de așa manieră încât școlile respective, cei care au predat în urmă cu zeci de ani radiestezie, să genereze niște generații noi, iertați-mi repetiția, dar este important să subliniem faptul că nu a venit din urmă nimic, nu s-a lăsat și nu s-a permis să vină din urmă nimic, și mai mult decât atât, a fost o abordare foarte monopolistă, pe principiul doar noi predăm radiestezie în România, ca și cum există un drept divin în privința unui domeniu. Radiestezia este o cunoaștere milenară, este dinainte de Iisus Hristos, în alte țări ale lumii există de vreo 100 de ani lucruri foarte organizate, nu doar ca practică, și sigur este un domeniu deschis. Faptul că unii încearcă prin fel de fel de mijloace pe care nu o să le comentez, deși poate că aș fi tentat să reacționez destul de emoțional la anumite lucruri, dar o să încerc să fiu cât se poate de obiectiv și de detașat și să înțeleg că fiecare are un comportament concurențial așa cum îl înțelege. Eu cred că acest domeniu, radiestezia, are nevoie de un viitor, nu doar de un trecut. Mi s-a transmis prin niște intermediari din partea unora dintre veteranii domeniului, care cumva au fost vexați de faptul că mi-am patentat propriul model de ansă și raportor, să spun, să explic public de ce ansă și raportorul meu, modelele mele sunt mai bune decât modelele existente sau inventate de dumnealor. E bine, ar fi mai multe de spus, nu o să dedic prea mult timp din emisiune acestui lucru. Nu știu cât se vede la cameră și nici nu știu dacă este neapărat foarte relevant. Acesta este modelul de ansă patentat de mine, modelul School of Light. Ceea ce este diferit sau particular la acest model și de ce este mai bun, ca să răspund astfel de unor astfel de întrebări care mi s-au transmis așa prin intermediari, este faptul că, în primul rând, din punct de vedere simbolic, din punct de vedere al unui arhetip, dacă vreți, reprezintă un model primordial, și anume este foarte aproape de modelul de nuielușă de alun cu care sursierii, cei care căutau apă, căutau izvoare pe timpuri. Deci este o miniaturizare a acelui instrument și, dintr-o anumită perspectivă, este un fel de arhetip.
se conectează în acest fel mai ușor la o bază de date de mii de ani, în care oamenii au folosit mănușa de alun și au căutat anumite informații. Asta dintr-un anumit punct de vedere. Din alt punct de vedere, este un instrument făcut dintr-un material special, care este foarte ușor. Este mult mai ușor decât ansele existente sau cele care au fost patentate în anii 90 de către alte persoane, și această caracteristică îi dă o anumită ușurință de folosire și o anumită calibrare. Asta ca să dau așa niște explicații tehnice la o anumită provocare pe care am primit-o. Dar există un motiv mult mai important decât niște caracteristici concrete ale unui instrument radiestezic, și anume faptul că odată cu patentarea acestor instrumente, dincolo de conținut pur și simplu raportat la instrumentar, România intră într-o altă fază și lumea întreagă va intra într-o altă fază, dar mă refer acum la România. Și anume, faptul că există cel puțin o entitate, School of Light, și cel puțin un trainer, un facilitator care are propriul instrumentar elaborat de el, creat de el, patentat de el, și care să îi permită să depășească strategiile de monopol puse cu arcanul de către unii și de către alții, astfel încât radiestezia să aibă și un viitor, nu doar un trecut. Și de ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că oamenii care au predat în anii 90 radiestezie au predat la nivelul la care erau lucrurile atunci. Și potrivit formației lor, potrivit cunoașterii pe care o aveau, potrivit intereselor pe care le aveau. Ori, dacă ai trăit o viață întreagă în comunism, nu ai cum să predai radiestezie pentru afaceri sau radiestezie financiară. Pentru că lucrurile astea îți sunt străine. Se spune că nu poți să înveți un câine bătrân trucuri noi. Așa este și cu oamenii. Dacă au trăit o viață înțelegând relațiile dintre bărbați și femei într-un anumit fel, este foarte greu să predai radiestezie relațională. Am predat în această seară un mic curs de radiestezie relațională, o lecție dintr-un curs. Este ceva SF față de ceea ce se face în radiestezia clasică, în care se vorbește în mare de compatibilități, de exemplu, în zona relațională. Compatibilitățile reprezintă un domeniu foarte, foarte generic. Este ca și cum ai spune că dacă eu îmbrac un costum și este mărimea X care mi se potrivește mie, aia este toată treaba cu îmbrăcatul și cu costumul și cu potrivirea. Păi nu este doar așa. Pentru că o haină nu ține doar de o mărime. Ține și de o anumită personalizare pe corp, ține și de o anumită croială, ține și de o anumită cromatică, ține și de un anumit timing, că poate e măsura potrivită, dar poate e din anii 50 și o să fiu ridicol pe stradă. Poate ține și de țara în care sunt, poate ține și de temperatură și așa mai departe, de profesia în care sunt, poate pentru o anumită profesie acest costum ar fi ridicol, iar pentru altele extraordinar și așa mai departe. Sunt zeci, sute de criterii pe care să le iei în vedere, mult mai rafinate în acest domeniu, și am dat un exemplu de bază. E bine, în domeniul relațiilor, una este să fii, știu și eu, inginer sau orice altceva și să predai în cadrul radiesteziei un parametru 2 despre relații, alta este să fii psiholog, cum este cazul meu, și să-ți dedici 10 ani din viață sau 9 ani din viață studierii psihologiei în mod formal, pentru că am urmat și un liceu care avea foarte multă psihologie la bază, liceu pedagogic, și apoi facultate de profil. E bine,
Sigur, pregătirea pe care și-o face fiecare este mai ales autodidactă, dar una este să faci o facultate la Unelte și Scule sau Drumuri și Poduri și alta este să faci o facultate de psihologie și după care să elaborezi niște instrumente de radiestezie relațională. Asta este valabil pentru orice și în cazul acesta și ne întoarcem la subiect după această paranteză destul de lungă, este și cazul radiesteziei pentru afaceri. Eu nu am un istoric nici de inginer, nici de inventator, nici de drumuri și poduri, nici de CFR marfă. Am un background de antreprenor de peste 20 de ani. Prin urmare, am trăit, experimentat lumea afacerilor pe cont propriu, dincolo de faptul că am un istoric în practicarea radiesteziei de aproape 30 de ani în curând, dar am și un background foarte complex ca antreprenor și am și studii în acest domeniu, printre care și un MBA în marketing făcut la o universitate canadiană. Deci, îți dă o sofisticare teoretică și experiențială ca să abordezi un domeniu pentru care niște persoane care au rămas undeva cu mentalitatea comunistă și cu experiența din zona aceea nu le pot aduce, dar mai este un verset din scriptură, o să dau de data aceasta, și anume este un dialog pe care Iisus Hristos îl are cu farisei și le spune: vai vouă fariseilor că țineți ușa închisă la templu, la cunoaștere către Dumnezeu, țineți ușa închisă, nici voi nu intrați prin ea, dar nici pe alții nu îi lăsați să intre. Și cumva asta a fost partea de binecuvântare a României cu radiestezia, faptul că a avut o poartă prin care această cunoaștere să intre și să fie popularizată în România, dar a avut și cealaltă parte în care orice fel de progres a fost stopat cu barosul. Și dacă reprezintă ceva și care este principalul, să zic, atu sau care este principala caracteristică pozitivă, de ce această ansă și raportor este mai bună decât cea pe care a patentat-o cineva, e bine, este mai bună pentru simplu motiv că reprezintă viitorul și permite un viitor acestei cunoașteri și nu o blocare a ei undeva în trecut. Bun, să trecem acum la subiectul de fond și anume felul în care radiestezia se poate aplica concret în afaceri. Afacerile reprezintă în foarte mare măsură a lua decizii. Și sigur că atunci când ai intenția să începi o anumită afacere, îți creezi o anumită strategie, faci anumite tatonări și sigur, unii oameni pur și simplu lucrează într-un anumit domeniu, capătă ceva experiență și spun: ok, să-mi fac și eu propria mea afacere în acel domeniu. Câteodată fac lucrurile astea într-o manieră etică, câteodată mai puțin etică, în sensul că mai fură și din know-how-ul firmei la care au lucrat, poate și din baza de clienți și așa mai departe, sau altădată pur și simplu au o anumită experiență, o cunoaștere a acelui domeniu, o familiaritate și merg mai departe să inventeze ceva nou. Însă sunt anumite întrebări pe care ți le pui la începutul unei afaceri și din aceste întrebări pot fi. De exemplu, ce fel de afacere să încep în mod concret? Și sigur că îți poți da răspuns la aceste întrebări și prin mijloacele clasice, dar ca să listăm așa câteva întrebări pe care ți le poți pune la începutul unei afaceri este: ce fel de afacere să încep? Câtă cerere va fi pentru produsul sau serviciul meu? În ce măsură este timingul potrivit să lansez acest produs sau serviciu? Care ar fi
profitabilitatea potențială a acestui produs sau serviciu, care ar fi scara la care pot să duc aceste lucruri și așa mai departe. Fiecare dintre aceste întrebări este o întrebare cheie și sigur că la aceste întrebări lumea afacerilor are diverse răspunsuri prin diverse instrumente sociologice, de cercetări calitative, cantitative ale pieței și așa mai departe. Focus grupuri se fac foarte mult pe partea calitativă, pe partea cantitativă, fel de fel de cercetări de piață, chestionare, studiu al concurenței și așa mai departe. Însă, există un minus la aceste mijloace clasice de evaluare a oportunității de a începe o afacere și acum vorbim în modul de acea afacere, nu decât de potrivită îți este ție, Ionescu Marius, de exemplu, cu nume și prenume, CNP, vârstă, adresă, experiență și așa mai departe. Vorbim în modul pentru cineva care ar vrea să înceapă o afacere X în acest moment. E bine, minusul la mijloacele clasice care există de cercetare și online, pentru că acum există acest acces la foarte multe baze de date care sunt disponibile online, pe care le-au mai ales mari agregatori de date, știu și eu, rețelele de socializare și așa mai departe. E bine, aceasta este exprimat foarte bine printr-o replică din filmul Maverick, continuarea de la Top Gun, un film pe care vi-l recomand, este bine cotat pe IMDb și chiar merită văzut. La un moment dat, personajul lui Tom Cruise, Maverick, se duce în fața piloților ca și instructor, le arată manualul la avionul pe care îl conduceau ei, ceva F-16 sau așa ceva, și le spune, era un Tom Cruise, le spune, bănesc că cunoașteți pe din afară manualul ăsta, nu-i așa? Și spun da, și îl aruncă la coș și spune, același lucru e valabil și pentru adversarii voștri. Prin urmare, mijloacele clasice ce puteți voi afla prin mijloacele clasice pot afla și concurenții voștri și nu aveți un avantaj competitiv. Iar radiestezia vă poate da un avantaj competitiv față de mijloacele clasice pe care le au concurenții. Dar cum, în ce fel, după o foarte scurtă pauză publicitară. O zi foarte importantă la București. Reuniunea flancului estic NATO, nou președinți s-au întâlnit la București. Vom afla ce este mindset-ul și cum ne influențează el viața. Planetele sunt răsfirate în zodii interesante, foarte dinamice în aceste zile și care ne invită la începutul verii să fim activi, Jupiter, Marte în berbec, să avem inițiative, să avem curaj. Să punem cap la cap un îndreptar pentru femeile care știu ce vor în viață. Vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi. Astăzi am ales un subiect numit lumea duală. Dar de fapt o să vorbesc foarte mult de ce bârfesc oamenii. Atâtea ediții, atâtea meciuri, atâtea povești. Fotbalul într-adevăr s-a schimbat. După cum știți, aduc în fața dumneavoastră oameni cu foarte multă pasiune în domeniul în care activează. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în această încăpere? Nu, nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată că voi fi vreodată director. Ai trăit în armonie, ai respirat și eu am respirat odată cu tine. Nici tu nu știi să spui nu? Aceasta este tema din această seară. Am o invitată specială, o invitată care astăzi, săptămâna asta, astăzi a venit să-mi vorbească despre cea mai recentă carte. A
am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Ne-am reîntors, dragii mei. Radiestezia este un domeniu care permite ca la nivel de subconștient, la nivel de biocâmp, să accesăm anumite informații, fie dintr-o bază de date a Universului, din ceea ce se numește inconștient colectiv, din ceea ce se numește bancă de date divină sau bancă de date akasha, există diverse denumiri. Sau să accesezi diverse informații din subconștientul altor persoane, și aici o să deschid o paranteză, în cazul în care timpul alocat acestei emisiuni nu ne va mai permite să ajungem și la acest subiect, că radiestezia poate să fie și un instrument de business intelligence, cu alte cuvinte, posibilitatea de a scana la nivel subconștient și a obține anumite informații despre concurență într-un anumit domeniu. Este o formă de business intelligence foarte sofisticat. Ei bine, radiestezia folosește instrumente fizice pentru a decodifica aceste informații pe care le putem afla la nivel subconștient prin intermediul unui instrument fizic, care poate să fie de diverse tipuri, de la nuielușa de alun care se folosea pe timpuri, la pendul sau, iată, la ansă, un instrument mai sofisticat și mai elegant, sau orice alt instrument ar putea să apară în viitor, pentru că radiestezia nu a rămas înțepenită la un anumit nivel și oricât și-ar dori unii să întâmple lucrul acesta. Eu personal chiar mi-am propus, dincolo de patentarea acestui instrument personal, acest model de ansă, să am ca provocare realizarea următorului nivel de instrument radiestezic, ceva și mai sofisticat și mai elegant decât ansa. Sigur că există posibilitatea de a scana informații la nivel subconștient și fără un instrument fizic. Iar în cursurile mele foarte avansate am pentru cei care sunt foarte avansați și care trebuie să fie absolvenții unui modul special care se cheamă Expert Protecție Subtilă. Există niște module doar pentru acești absolvenți și unul dintre ele s-a chemat Extrasensorial Profiler, în care am predat o serie de metode alternative care nu foloseau un instrument fizic pentru a avea acces la informație în diverse feluri, prin diverse mijloace extrasenzoriale, unele chiar care duceau spre filme SF, dar care au utilitate practică. Și ca să vă dau un exemplu concret, ca să nu vorbesc așa doar în termeni foarte generali, există cumva un fel de sondă, așa pe modelul pe care există sonda spațială, care este trimisă și cercetează și transmite anumite informații. Am creat o aplicație energetică de tipul acesta, în care se realizează un fel de sondă energetică, se plasează undeva și se obțin să recepționeze informații la nivel de biocâmp, la nivel energetic, transpuse într-un anumit fel sau traduse într-un anumit fel în plan fizic sau mental, fără existența unui instrument fizic. Asta doar așa, ca o curiozitate, dacă vreți. Însă, aceste capacități extrasenzoriale de percepție directă, mediumică, intuitivă, a informației pe care poți să o decodifici ca și gând, ca și informație, o poți decodifica prin diverse simboluri, prin diverse culori, poți să auzi efectiv sau să vezi formă de text informația respectivă. Acest lucru este pentru specialiști, este pentru persoane foarte hăruite, foarte dotate, foarte talentate în acest domeniu. Dar nu poți să
trainezi un milion de antreprenori să facă așa ceva. În schimb, să folosească un instrument fizic, da, asta este aproape pentru oricine. Sigur că nu toți vor obține aceleași rezultate, ca în orice domeniu există și persoane care poate au în mod natural o anumită calitate luminică, o anumită energie și atunci cumva un acces informațional mai sofisticat, mai curat și așa mai departe, dar nu intru în aceste detalii acum, doar ca o simplă paranteză. Ei bine, radiestezia simplă, clasică, folosește așadar instrumente. Și ne putem lista aceste întrebări fundamentale pe care le avem și subconștientul nostru este capabil să scaneze după aceste informații, așa cum avem un Google, da, în care punem diverse informații și aflăm răspunsul, sau știu și eu, pe YouTube, pe Facebook sau în alte medii în care avem diverse motoare de search, ca să nu dau doar un nume, și aflăm un anumit răspuns. Ei bine, dintr-o anumită perspectivă, pentru a da cumva o metaforă, radiestezia poate fi văzută ca un fel de Google cu Dumnezeu. Este propriul tău Google privat sau cu Universul. Este propriul tău Google privat în care poți să pui întrebări și poți primi răspunsuri pe care propria ta ființă le scanează și le află și sunt răspunsuri pe care concurența ta cel mai probabil nu le are. Dacă concurența ta poate face aceleași focus grupuri ca și tine, poate face aceleași sondaje ca și tine, poate cu aceeași firmă la care plătești și tu să-ți facă cercetările de piață sau la una echivalentă, e bine, ăsta este un instrument la care probabil că nu au foarte mulți dintre concurenții tăi acces din diverse motive. De prejudecăți, de o anumită gândire limitativă, unii văd acest domeniu cumva cu superioritate și așa mai departe, însă este un domeniu foarte, foarte pragmatic și care îți poate schimba viața în bine. La ce te poate ajuta foarte mult radiestezia în domeniul afacerilor este mai ales să nu iei anumite decizii care te pot conduce la a pierde foarte mult timp, bani, energie, îți pot aduce foarte multă suferință și mai departe. Warren Buffett, cu puțin timp în urmă cel mai bogat om din lume, este în continuare și acum într-un top foarte sus, în topul bogaților lumii, spunea: regula numărul 1 în investiții: nu pierde bani. Regula numărul 2, vezi regula numărul 1, nu pierde bani. E bine, radiestezia îți poate permite să etalonezi anumiți parametri, astfel încât să îți dai seama dacă o anumită decizie de afaceri va conduce la un rezultat benefic, pozitiv, eficient, profitabil pentru tine sau nu. Și dacă pe partea pozitivă uneori poate să fie cu un semn de întrebare, pe partea negativă vei primi întotdeauna, din experiența mea de zeci de ani în acest domeniu, un răspuns foarte clar și te poate scuti de foarte multe experiențe negative în lumea afacerilor, în care să nu-ți pierzi inutil timp, bani și așa mai departe, pentru că ai ales domeniul nepotrivit, timpul nepotrivit, persoanele nepotrivite, furnizorii nepotriviți și așa mai departe. Apoi, radiestezia îți poate permite ceva mult mai sofisticat. Sigur că poți să faci lucrul acesta și tu într-un mod intuitiv. Dacă ai un proces de autocunoaștere și dacă ai o relație specială și un dialog special cu tine însuți, îți poți da acest răspuns, dar foarte puțini oameni au în mod real acest nivel de sofisticare. Dar răspunsul la această întrebare este important pentru fiecare antreprenor în parte, și anume, cât de aliniată este această afacere cu tine, cu viața ta, cu misiunea ta, cu calea ta.
Pentru că dacă este aliniată, atunci vei avea la nivelul energiilor tale foarte multă susținere să o faci. Îți va bate vântul în pânze. Dacă nu este deloc aliniată, ci este o decizie mentală pe care tu ai luat-o să fac afacerea asta pentru că asta știu să fac, sau asta se cere pe piață, sau asta am citit undeva și așa mai departe, dar în realitate este ceva care îți este străin, care nu are suport în energiile tale, în destinul tău, în menirea ta, ei bine, cel mai probabil nu vei avea succes în acel domeniu sau dacă vei avea succes, vei fi nefericit. Și până la urmă, nu trăim pentru bani, nu trăim pentru conturi bancare, nu trăim pentru iahturi în nu știu ce stațiuni de lux, trăim pentru a fi fericiți, pentru a avea o anumită împlinire, mulțumire, bucurie în viață, care poate veni și din munca pe care o facem. Și asta ține de o anumită aliniere, de a nu fi schizofrenici în zona alegerilor între business și viață. Iar decizia îți poate permite să determini gradul de aliniere al fiecărui tip de activitate și de afacere cu propriul destin, cu propria ființă, astfel încât să fii cumva pe drumul tău. Și asta este o decizie fundamentală pe care foarte greu o vei obține de la oricine altcineva. Sigur că poți merge la un specialist care să-ți facă acest lucru, dar cel mai bine este să stăpânești chiar tu acest instrument, pentru că este un răspuns dinamic. Ceea ce este aliniat cu tine și cu viața ta acum s-ar putea să mai fie aliniat peste 5 ani sau peste 10 ani. Și îți vei putea determina din aproape în aproape cât ai avut de dat unui anumit domeniu, unei anumite afaceri, unei anumite inițiative, când este bine să ieși din acea afacere și așa mai departe. Unii au un anumit flair și le spune intuiția când să facă acest lucru, dar radiestezia îți poate permite să determini cu exactitate, în cifre foarte exacte, și să iei o decizie și funcție de acest lucru. De asemenea, radiestezia poate funcționa prospectiv. Sigur că poți face diverse cercetări de piață. Apropo, una dintre cele mai mari firme de cercetare de piață a spus unei mari rețele de televiziune că dacă va introduce serviciul de știri la comandă, va avea în primul an 1 milion de clienți și după care în următorii 2-3 ani o să crească până la nu știu câte milioane și așa mai departe. Acea rețea de televiziune, o rețea globală, planetară, unul dintre cele mai importante nume, nu vreau să-l dau în această emisiune pentru a nu se isca niciun fel de discuție cu privire la acest lucru, vă spun doar generic cazul, dar este de notorietate publică și îl puteți găsi pe internet dacă doriți. Deci această rețea globală de televiziune a investit 100 de milioane de dolari pentru a pune la punct și a lansa acest serviciu. E bine, în prima lună n-a picat milionul peste ei, au avut 10.000 de abonați. Și după o lună l-au închis. Cu alte cuvinte, au pierdut 100 de milioane de dolari, o sumă importantă pentru orice firmă, chiar la nivel global, cum este această firmă. 100 de milioane de dolari pentru că o firmă le-a făcut o cercetare de piață și le-a spus ce le-a spus. Lucru pe care, dacă acea firmă ar fi avut o persoană specializată în domeniul radiesteziei pentru afaceri, ar fi putut face niște măsurători prospective și este posibil să fi aflat din rezultatul acestor măsurători că va fi o inițiativă care se va sfârși cu un eșec financiar major și nu o va face. Nu sfătuiesc pe nimeni să ia decizii de afaceri exclusiv pe bază de măsurători radiestezice. Dar este un instrument care îți oferă niște informații, îți oferă un anumit background, îți oferă o perspectivă, pui alături de ea și ce spune instinctul tău, pui alături de ea și informațiile pe care le ai din alte surse sau prin alte mijloace clasice și ajungi la o concluzie. Dar în cazul de față cu această rețea,
probabilitatea este că dacă ar fi venit la mine și m-ar fi întrebat 100%, le-aș fi spus să nu fac. Asta am determinat acum așa ca fapt divers. Deci, câteodată o astfel de cunoaștere, într-o secundă care îți ia să faci o măsurătoare, sigur că această măsurătoare pe care o fac eu acum într-o secundă are în spate 30 de ani de pregătire și de măsurători zilnice, probabil milioane și milioane, și de pregătire spirituală, de dezvoltare personală și așa mai departe. Deci nu e chiar așa de pe marginea drumului venit și făcut. Dar ajuns la un anumit nivel de performanță te poate scuti de foarte multe erori. Pe de altă parte, pentru a vorbi de această chestiune cu prospectivitatea, e bine, viitorul este în schimbare și ceea ce poți determina cu foarte mult antrenament este varianta cea mai probabilă de viitor în acest moment. Dar dacă sunt elemente sau situații foarte complexe asupra cărora își pun amprenta foarte mulți oameni sau mase foarte mari de oameni, prin urmare foarte multe destine, foarte multe situații de liber arbitru, angrenaj și mai departe, este posibil ca acel viitor să se realizeze într-o măsură mai mare sau mai mică. De aceea aceste măsurători prospective au un grad de relativitate, trebuie să le iei ca o opinie, ca o referință, dar nu ca pe o literă de lege. De asemenea, îți poate permite să evaluezi trenduri. Sigur că poți plăti sume uriașe la firme precum a fost celebra Cambridge Analytica, o firmă care a ajuns într-un scandal internațional foarte mare pentru că a avut o anumită implicare, contribuție, se presupune, în rezultatele unor alegeri în anumite țări, prin manipularea anumitor informații din rețelele de socializare, lucruri aduși la o audiere a lui Mark Zuckerberg în Senatul American și așa mai departe, și o discuție întreagă despre gradul de privacy al datelor noastre personale, etc., etc. Deci poți avea acces probabil să vezi anumite trenduri și apelând la diverse firme de research din diverse domenii, de la astfel de agregatori de date sau alții, prin cercetări clasice de piață, dar poți avea acces și accesând inconștientul colectiv. Există în acea emisiune care se cheamă Vrei să fii milionar niște întrebări ajutătoare sau cumva niște instrumente ajutătoare atunci când un concurent nu știe răspunsul la o întrebare și este una dintre ele, întreabă publicul și publicul dă un anumit răspuns. Este întreabă publicul 50-50 în care se taie două răspunsuri din patru care sunt greșite și sună un prieten. Bine, întreabă publicul are la bază abordarea că există o înțelepciune a maselor sau cumva masele întotdeauna, un individ se poate înșela, dar masa la nivel mare cumva găsește răspunsul corect. Plecând de la această premisă sau de la acest exemplu, cumva, la nivel inconștient, de inconștient colectiv, avem experiența tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe această planetă și care cumva este codată în această memorie universală. Așa cum ar putea să fie, de exemplu, un supercomputer care să aibă stocat în el toată informația care exista vreodată în mediul online și în zona calculatorilor, ne-am putea imagina o astfel de memorie, un astfel de hard al Universului, în care, prin intermediul radiesteziei, este ca și cum ai o cheie de interogare a acestei baze de date și afli răspunsul pe care inteligența colectivă îl dă la un anumit nivel și poți să evaluezi prospectivitatea. Sigur că te mai poți înșela, așa cum și cei de la timpul probabil se mai înșeală câteodată. Ei văd de deasupra niște mișcări de curenți de aer și așa mai departe, de nori, și fac anumite proiecții. Câteodată și din ce în ce mai mult au dreptate, dar încă se mai înșeală, pentru că există o dinamică pe care nici măcar ei la acest nivel de sateliți care există nu o pot stăpâni la nivel de 100%. Prin urmare, și această prospectivitate te poate ajuta, dar până la un anumit punct. Radiestezia în afaceri te poate ajuta foarte mult și în recrutarea oamenilor. Nu doar pentru a evalua
calitățile și capacitățile tehnice, concrete, pentru o anumită poziție și așa mai departe. Pentru asta poți da probe de lucru și așa mai departe. Dar poți evalua un anumit profil al angajaților pe care îi cauți și poate cauți un anumit profil. Poate cauți oameni foarte creativi, poate cauți oameni foarte curajoși, poate cauți oameni foarte rezistenți la efort, poate cauți oameni care să suporte o muncă foarte rutinieră și așa mai departe. Bun, caracteristici și caracteristici. Poate cauți oameni foarte cinstiți, poate cauți oameni foarte discreți, capabili să mențină niște secrete de serviciu foarte importante și așa mai departe. E bine, radiestezia îți poate permite să scanezi la nivel de biocâmp potențialii candidați și să vezi care s-ar potrivi cel mai bine profilului tău. Sigur că alături de asta poți să ai teste psihologice, probe de lucru și așa mai departe. Încă o dată, nu recomand în niciun fel folosirea exclusivă a radiesteziei în aceste domenii, ci doar ca un instrument care este bine de folosit alături de altele, dar care îți poate oferi anumite lucruri pe care alte instrumente nu ți le oferă. Pentru că, teoretic, prin radiestezie putem afla orice informație despre orice persoană, de oricând. Ține de antrenamentul pe care îl ai, ține de pregătirea pe care o ai, dar este posibil. Pentru că la nivelul biocâmpului nostru, la nivelul subconștientului nostru, așa cum în ADN-ul nostru avem toată informația organismului, la nivelul fiecarei celule, la nivelul câmpului nostru avem toată informația noastră personală, care poate fi citită, poate fi scanată, poate fi evaluată de către persoane cu antrenamentul necesar. Însă, în domeniul afacerilor, da, poți să faci diverse evaluări în domeniul posibilor candidați și nu doar candidați. Poți să evaluezi clienți, poți să evaluezi furnizori. Pentru că, sigur, caut furnizorul cel mai bun, care îmi oferă cel mai bun raport calitate-preț și așa mai departe. Și poate că îl aleg pe unul pe anumite criterii din astea stricte de business și îl resping pe altul, care poate mi-a oferit un preț un pic mai mare. Da, dar s-ar putea să ajung într-o situație de criză în care ăla care mi-a oferit prețul mai bun să nu fie integru, să nu fie serios, să nu fie etic, să mă lase, cum se spune pe românește, cu fundul în baltă, atunci când îmi arde buza, când îmi este mai greu sau când am o nevoie disperată să acopăr o anumită cerere, o anumită situație de business, pur și simplu să spună am găsit alt client mai bun sau am altă prioritate și ăla care ți-a dat un preț un pic mai mare să fie de fapt un partener care atunci când îți arde buza să fie lângă tine. Și există astfel de situații de business, eu însumi le-am experimentat, de aceea este util să nu iei decizii exclusiv cantitative, ci dacă ai acces la un astfel de instrument, să-ți dai seama și de calitatea acelui partener, de seriozitatea lui, de cât de mult te poți baza pe el, de cât de aproape îți va fi într-o situație dificilă, dacă va încerca să profite sau nu de tine într-o situație. De exemplu, am citit un articol în ziar că niște dezvoltatori imobiliari care au luat avansuri consistente sau toate chiar plăți integrale de la oameni acum vreo 2 ani și au construit clădiri pe banii oamenilor, nu le mai dau casele, au antecontracte pe care le anulează, le dau banii înapoi, eventual și o mică despăgubire, pentru că pot să vândă acele locuințe la prețuri mult mai mari, pentru că au crescut foarte mult prețurile pe piața imobiliară. E, asta s-ar putea să fie o chestie la limita legii sau habar n-am, poate să fie în limitele legii sau ale acelui contract, că poate sunt niște clauze în care spui dacă nu-ți dau locuința, îți dau, nu știu, plus 10%. Și acei furnizori dau banii înapoi, dau acei 10% și îi vând cu 50% mai mult locuința pe care au construit-o pe banii oamenilor acelora. S-ar putea să fie legal, dar cu siguranță nu este etic și cu siguranță n-ai vrea să fii în locul acelui om care este pus într-o astfel de situație și aștepta casa și primește niște bani în cont care nu mai valorează acea casă. Este doar un exemplu concret ca să ilustreze ce vreau să vă spun, cât de mult contează profilul, seriozitatea oamenilor. Sigur că sunt foarte multe lucruri mult mai sofisticate legate de
eventuale programe sabotoare pe care să le ai la nivelul personalității tale și care să conducă către un eșec în afaceri dacă nu le localizezi, dacă nu le scanezi, dacă nu le rezolvi, anumite programe karmice pe care le poți avea și așa mai departe. Radiestezia îți poate permite să îți monitorizezi egregorul afacerii, calitatea lui, anumite intervenții care se fac asupra lui, pentru că sunt fel de fel de persoane acum care folosesc cunoașterea și capacitățile subtile și pentru a își asigura un avantaj neetic în domeniul afacerii și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Aceasta a fost doar o deschidere către acest domeniu. Pentru cei care doresc să afle mai mult, găsesc detalii despre radiestezia mileniului 3 pe site-ul meu School of Light. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Prezentată de School of Light.